Sindicaliștii de la metrou anunță că ar putea intra în grevă generală din 10 până în 15 noiembrie. Protestul va avea loc în cazul în care negocierile pe marginea contractului colectiv de muncă vor eșua. Sindicaliștii cer creșterea cu 42% a salariului, în timp ce oferta administrației nu depășește 8%. Președintele Iohannis a fost externat în această dimineață din Spitalul Militar din București, unde a fost operat la umărul stâng. Medicii spun că președintele e în stare bună și a primit recomandări pentru recuperarea fizică. Tensiunile continuă în coaliția de guvernare. Deputatul Cătălin Rădulescu a lansat astăzi un atac la adresa miniștrilor ALDE, despre care spune că au probabil un interes paralel. Nu au scăpat ministrul mediului, cel de externe, dar nici ministrul justiției. Primarul din Odorheiul Secuiesc, Arpad Galfi, a fost amendat pentru a doua oară de prefectura Harghita cu 5.000 de lei pentru că nu a arborat drapelul României lângă însemnele naționale ale Ungariei, cu ocazia comemorării Revoluției Ungare din 1956. Prima dată primarul a fost amendat în 15 martie, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Iar cântăreața irlandeză Sinead O'Connor a anunțat că s-a convertit la islamism și și-a schimbat numele în Shuhada David. Într-un mesaj publicat pe Twitter, cântăreața spune că este mândră că a devenit musulmană și le mulțumește credincioșilor islamici pentru sprijin. Ea a încărcat pe Twitter și o înregistrare video făcută în timp ce cântă chemarea islamică la rugăciune. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.